Momente de panică în sudul Japoniei. Un vulcan a eruptat și a împrăștiat bolovan și cenușe pe o rază de 8 kilometri. A fost cea mai mare explozie de când vulcanul a devenit activ săptămâna trecută. Atât de puternică încât geamurile caselor și hotelurilor din apropiere au fost sparte. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav, însă autoritățile i-au sfătuit pe cei care locuiesc în apropierea vulcanului să-și părăsească locuințele. Nimeni nu are voie să se apropie la mai puțin de 4 km de crater, iar mai multe trenuri și zboruri interne au fost anulate.